Domnilor, domnișoarelor și domnilor, bună seara și bine ați venit! Avem bucuria ca în această după-amiază, în această seară, să îl avem ca invitat de onoare pe unul dintre cei mai importanți scriitori ai momentului, probabil cel mai mare scriitor din România, o personalitate complexă, o personalitate foarte puternică și foarte respectată în întreaga lume. Ateneul de Bistrița este o inițiativă a domnului primar Ioan Turc, este o posibilitate de dezbateri și de colocvii, este o posibilitate de întâlniri cu personalități din lumea românească contemporană. În cadrul acesta am mai avut invitați de prestigiu, invitați care au avut un cuvânt de spus în viața din România în general. A fost fostul ministru de externe din perioada când România a fost, să zic așa, acceptată sau când a intrat în Uniunea Europeană. Au fost ambasadori, printre care și ambasadorul de la Vatican, domnul Zăpârțan. Au fost personalități culturale, a fost aici domnul Silviu Purcărete, a fost și Teodor Baconski, și așa mai departe, a fost și Michael Safir, fostul director al Europei Libere, apostolul de Radio Europa Liberă și așa mai departe. În această seară, așadar, invitatul nostru special în cadrul, în acest context, este scriitorul Mircea Cărtărescu. Dar până atunci vă rog să-mi permiteți și vă rog, domnule primar, să veniți aici pe scenă lângă mine și să spuneți câteva cuvinte publicului bistrițean. Hristos a înviat, sărut mâinile, bună seara! Bine ați venit la a cincea ediție a Ateneului de Bistrița, o platformă de dezbatere liberă, de dezbateri liberi a ideilor, proceselor, tendințelor din lumea de astăzi. Chiar dacă domnul Gavril Țărmure i-a enumerat pe o parte dintre cei care au fost prezenți în cadrul Ateneului de Bistrița, eu cred că merită să îi reamintim oarecum sintetic. Da, într-adevăr, am început cu domnul ambasador Lazar Comănescu, secretarul general al Organizației de Cooperare a Țărilor de la Marea Neagră. Am continuat cu domnul profesor Michael Safir, care pe lângă ceea ce dumneavoastră ați precizat, calitatea pe care ați precizat-o, este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari specialiști în Holocaust la nivel mondial. L-am avut pe reputatul regizor Silviu Purcărete și l-am avut pe domnul ambasador și profesor în același timp, Dan Preda. În această seară avem bucuria și onoarea totodată să-l avem ca și invitat în cadrul Ateneului pe scriitorul Mircea Cărtărescu. Eu cred că e într-adevăr un moment cu totul și cu totul special. Mircea Cărtărescu este un scriitor iubit. Sigur, scriitor la modul generic. Mircea Cărtărescu este poet, eseist, jurnalist, o personalitate cât se poate de complexă. A editat peste 30 de cărți traduse în 23 de limbi, este unul dintre scriitorii vehiculați pentru nominalizare la Premiul Nobel. Pe bună dreptate, maestre, ne-am bucura să ne faceți ca țară, ca națiune, această onoare. Și dacă ne gândim la compania de asemenea selectă pe care domnul Mircea Cărtărescu urmează să o aibă în această seară și mă refer la scriitorii Dan Coman și Marin Mălaicu Hondrari, eu cred că avem toate motivele să fim optimiști. Vom trăi momente cât se poate de agreabile. Vă doresc o seară frumoasă tuturor!
Mulțumim domnului primar pentru cuvântul concis, cald, aplicat și vă rog să îmi permiteți să-i invit, cum spunea și domnul primar, pe cei trei protagoniști. Domnul Cărtărescu este însoțit în discuțiile care le vom avea de doi dintre prietenii lui foarte buni. Oarecum, prin extensie sau prin adopție, domnul Cărtărescu a devenit și el cetățean al județului Bistrița-Năsăud, pentru că soția sa, distinsa poetă și excepțională poetă și eseistă de asemenea, Ioana Nicolae, ne bucurăm să reamintim că este din județul nostru, este născută la St. George, sigur că acum trăiesc în București, cum se întâmplă cu marile personalități, sunt în gravitație către punctul central. Așadar, Mircea Cărtărescu va fi împreună cu Dan Coman, aș îndrăzni să spun deja un mare poet și prozator, și cu Marin Mălaicu Hondrar, de asemenea mare poet și prozator și mai ales traducător, mare traducător, este unul dintre traducătorii din limba spaniolă, cei mai respectați și cei mai solicitați din România în momentul de față. Cei doi, deși aparțin generației următoare decât a generației 80 din care face parte, să zicem așa, Mircea Cărtărescu, au fost încă de tineri un fel de ucenici ai lui Cărtărescu și sunt în continuare cu atenția cea bună, permanentă, pentru ce face Cărtărescu, pentru ce performanțe a mai realizat, dar orice produs editorial la Mircea Cărtărescu este o performanță indiscutabilă. Așa că permiteți-mi să invit aici în fața dumneavoastră pe domnul Mircea Cărtărescu. Domnul Dan Coman și domnul Marin Mălaicu Hondrari. Vă las în compania acestor domni respectabili într-o seară care sperăm că va fi cât se poate de agreabilă. Mulțumim, bună seara! Mulțumim Primăriei Bistrița, Palatului Culturii pentru găzduire. Domnul Țărmure întotdeauna e generos, așa că iată-ne aici. Mulțumim foarte mult pentru prezență, e o seară specială. Trebuie să-i mulțumesc și lui Marin că a acceptat acest dialog pe care o să-l avem cu Mircea Cărtărescu. E o seară specială, chiar vorbeam cu Marin înainte de întâlnirea asta, pentru că avem în față un om pe care noi l-am admirat dintotdeauna și am admirat întotdeauna atitudinea lui totală în raport cu literatura. Un om nebun după literatură, pe care noi îl apreciem enorm, un scriitor care nu mai are nevoie de nicio prezentare și ideea noastră era, a mea și a lui Marin, să vorbim noi cât mai puțin, pentru că e foarte, foarte important că Mircea e la Bistrița și cel puțin noi abia așteptăm să-l ascultăm. Bună seara, Mircea, bine ai venit la Bistrița! Merge, cred. Bună seara! Mulțumesc mult, Dan, mulțumesc, domnul Țărmure, pentru cuvintele foarte frumoase despre mine. Vă mulțumesc vouă, în primul rând. Voi spuneți că ați avut o veche admirație pentru mine. Am aceeași veche admirație pentru voi. Aș spune eu că suntem mult mai mult decât niște confrați, suntem cu adevărat niște frați, cel puțin eu asta simt în literatură. Și întotdeauna mi-a făcut mare plăcere să fiu la Bistrița, să fiu cu voi, să stăm mult de vorbă, să discutăm despre problemele literare, problemele lumești, problemele de toate felurile, bucurile și tristețile pe care le avem. Mă bucur mult că sunteți într-un număr atât de mare, mă simt foarte flatat. Întotdeauna, așa cum am și spus într-o postare acum două zile, întotdeauna Bistrița a fost pentru mine acasă. M-am simțit realmente ca între concitadini și am cea mai bună dispoziție ca să începem o discuție foarte simplă, foarte prietenoasă, foarte prietenească.
Așa cum am discutat în fața unei cafele, fără niciun fel de, știu eu, facondă, fără niciun fel de pretenții literare foarte mari, fără mari deșteptăciuni, decât dacă se ivesc în mod natural în discuție. Important e să ne simțim bine și să plecăm cu toții, dacă se poate, puțin îmbogățiți din această discuție. Ca să nu fim privilegiați doar eu și Marin, ne-am gândit că ar fi extraordinar ca la un moment dat să vină întrebări și din public. Și ca să vină întrebări și din public, noi nu vedem publicul de aici, dar, adică dacă s-ar aprinde lumine sau nu știu, poate lăsăm așa. Ideea e că avem niște voluntari în stânga și în dreapta dumneavoastră care au niște hârtiuțe și niște pixuri. Și dacă, pe parcursul discuției, vreți să scrieți o întrebare, poate fi semnată sau nu, pentru Mircea, aici de față, voluntarii o să vă împartă aceste hârtiuțe, pixuri și la final vom strânge și vom citi întrebările dumneavoastră. Cred că e o modalitate foarte bună de a intra în dialog cu Mircea Cărtărescu. Ne aflăm așadar la Bistrița, cea mai recentă carte a lui Mircea, Teodoros, care a ieșit la Humanitas, în holul Palatului Culturii, cei de la Librăria Humanita sunt aici cu cărți. La finalul discuției, cred că ar fi minunat, o să încheiem cu o sesiune de autografe, așa că nu ezitați, dacă nu aveți cărțile lui Mircea Cărtărescu, să le cumpărați de la standul editurii Humanitas. Bun. Dialogul, așadar, voluntarii stau acolo și acolo. Le faceți dumneavoastră un semn discret când vreți o bucățică de hârtie. Bună seara! Bună seara, Mircea! Ai avut de curând un turneu în Statele Unite. Tu știai deja, cunoșteai în mare parte, ai mai fost în Statele Unite. Dar parcă ceva s-a schimbat de data aceasta. Mi se pare că a fost un turneu extrem de reușit, extrem de important și care, ca să spunem așa, a fost încoronat cu premiul de la Los Angeles. Poate ne povestești puțin despre cum a fost experiența de acum față de cea din anii 90. Da, sigur, bineînțeles că așteptam întrebarea asta. Mai întâi aș vrea să spun însă că eu parcă aș vrea să îi văd pe cei care pun întrebările, să îi văd față în față. Avem niște microfoane care pot circula, n-au fir, așa încât m-aș bucura mai mult să circule un microfon din acestea trei, să circule în public și cred că ar fi mult mai natural să stăm de vorbă cu adevărat, ochi în ochi și față în față. Absolut, cred eu, nu știu. Absolut de acord, doar să nu fie bistrițenii ca și columbienii, cum vorbeam noi în culise, da, foarte timizi. Da. Dan face aluzie la ceva, la o anecdotă foarte drăguță pe care i-am povestit-o în culise și care se referă chiar la viața de culise a scriitorilor, și anume că acum un an, când eram în Columbia, trebuia să ies în fața scenei, eram de asemenea în culise ca și astăzi, trebuia să ies în fața publicului și să țin discuția cu un scriitor columbian foarte bun, Santiago Gamboa, cu care eram în culise. Și la un moment dat Santiago se îndreaptă către doamna care regla microfoanele pe acolo și spune, zice, doamnă, pot să am cele obișnuite? La care doamna zice, era să uit, într-adevăr, vă aduc imediat. Și vine cu o sticlă mare de whisky și cu un pahar din acela de 250 de grame și îl umple până la buză. Santiago zice, mulțumesc, ia paharul, îl dă peste cap, cum n-am văzut decât în filme, că cineva bea un pahar întreg de whisky și zice, mulțumesc. Și eu îi spun, măi, Santiago, dar tu ești conștient de faptul că ieșim în fața oamenilor, că trebuie să stăm de vorbă? Și el spune, da, zice, dar nu pot altfel, noi columbienii suntem oameni timizi. Zice, fără aceste obișnuite,
daruri sacrosancte de la început, noi nu facem față. Și într-adevăr a fost impecabil pe scenă. Noi garantăm că n-am primit cele obișnuite, așa încât dacă nu o să fiți mulțumiți, probabil din cauza asta este. Cum să vedem ce avem pe aici, vedem, paharele s-ar preta, să vedem conținutul. Da, mi-aduc aminte că Horia Lovinescu la Uniunea Scriitorilor avea două pahare în față, întotdeauna unul foarte mare așa și unul mititel, care amândouă aveau un lichid incolor și el gusta din paharul mititel și după aceea trăgea câte un jvung așa din paharul cel mare și asta făcea tot timpul. Și toată lumea credea că în cel mic e vodcă și în cel mare e apă, dar de fapt era invers. Întotdeauna era, el avea acest ritual, care probabil că îl ajuta să și scrie. Noi nu avem aici, nu avem decât borsec, așa încât pot continua, mă rog, în ritmul meu obișnuit, cu discuția despre Statele Unite. Vreau să vă spun că acest turneu pe care l-am făcut în Statele Unite a fost și pentru mine un lucru extraordinar. A fost un lucru extraordinar. Totuși, să ajungi în Statele Unite și să faci un turneu așa cum nu fac nici americanii, nici scriitorii americani, la ei nu este acest obicei. Nu există obiceiul de a face turnee cum există în Germania sau poate chiar și în Spania. Scriitorii americani nu trăiesc din asta ca scriitorii europeni. Ei trăiesc afiliați pe lângă universități, ținând cursuri de creative writing, stând acolo, staying put, cum spun ei, stând pe loc. De aceea a fost o ciudățenie faptul că am fost luat din România, adus în America și plimbat de la coasta de vest până la coasta de est, într-o singură mișcare care a cuprins 5 orașe, timp în care am avut 7 evenimente pe scenă și întâlniri cu publicul și sesiuni de autografe și așa mai departe. A fost extrem de obositor, fiindcă au fost doar 2 săptămâni și m-am cărat cu valizele, cu taraba mea de solenoiz și așa mai departe, de la o coastă la cealaltă. Am început în San Francisco, unde n-am avut eveniment într-o librărie, cum s-ar părea, ci într-un adevărat templu, pentru că faimoasa librărie City Lights este considerată marele templu al culturii în Statele Unite, pentru că acolo a apărut mișcarea pop, mișcarea beat, The Beat Generation, faimoasa mișcare care i-a cuprins pe Kerouac, pe Allen Ginsberg, pe Ferlinghetti, pe Burroughs, pe atâția mari scriitori americani din anii 50 și 60, s-a născut acolo, s-a născut la San Francisco, în această librărie. Eu văzusem librăria cu 33 de ani în urmă, în 1990, când am fost prima dată în Statele Unite. Nu mai fusesem în nicio altă țară. Vă dați seama ce șoc cultural am avut eu în 1990, după Revoluție, plecând din închisoarea care era România, o țară ruinată, unde nu se mai bătuse un cui de 10 ani, probabil, și fiind parașutat în mijlocul Manhattanului. Nu mi-a venit să cred, am avut un șoc cultural formidabil. Țin minte că în prima dimineață când am ieșit, am intrat în primul supermarket cu aparatul de fotografiat, aveam un aparat ăsta cu film, ca să fac poze la stand, la rafturile cu alimente, pentru că mă gândeam că nu m-ar crede nimeni în România dacă le-aș povesti ce abundență alimentară era acolo. Am intrat apoi într-o librărie foarte mare și plină de cărți, cu rafturi pline de cărți, pereți de cărți. Și m-am uitat să-i găsesc pe autorii mei favoriți din literatura americană. Nu am recunoscut niciun nume și niciun titlu. Și m-am gândit, măi, ăștia sunt în viitor, sunt cu 50 de ani în viitor. Noi ce știm sunt așa, oamenii cavernelor din literatura americană. Și mă uit eu mai bine și pe teșghea am văzut că erau tot felul de jucării erotice și mi-am dat seama că era o librărie gay. Era o librărie gay, toți autorii erau gay, toate titlurile erau gay. Și ăsta este motivul pentru care eu nu știam niciun autor. Era o librărie specială și am rămas foarte uimit și multe, multe alte uimiri am avut în acea vreme. America mi s-a părut atunci un fel de
curtea miracolelor, în sensul bun și în sensul rău al cuvântului. O țară de o extraordinară energie, de o splendoare extraordinară, dar și puternic fisurată, puternic fisurată. Și această fisură mi s-a părut mie, apoi în cele vreo 5-6 dăți cât am mai fost în America, mi s-a părut mie că s-a lărgit din ce în ce mai tare. Este vorba despre un fel de sfâșiere a țesăturii sociale în Statele Unite, un fel de conflict al tuturor împotriva tuturor, cam așa cum era la noi în vremea lui Iliescu, când părinții și copiii se certau pe chestiuni politice, nu mai vorbeau, își aruncau cuvinte rele, soția și soțul se despărțeau, pentru că unii erau cu Iliescu, alții erau cu opoziția și așa mai departe. Și mi s-a părut că Statele Unite au și această dimensiune, acest conflict generalizat și extrem de puternic, care ca viermele în măr, într-un fel, alterează imaginea Americii. Totuși America rămâne de o vitalitate debordantă și fantastică. Până la urmă, noi spunem american obișnuit, avem noi așa un fel de clișeu, spunem este obez, nu știe mai nimic, nu citește nimic și așa mai departe. Ca un fel de Big Lebowski, așa, el este în mintea noastră americanul tipic. Dar uităm că în America sunt 4.000 de universități. Sunt 4.000 de universități și primele 20-30 de universități din lume sunt americane, în marea lor majoritate. Uităm nenumărate alte lucruri despre America. Uităm că America nu este o singură cultură, sunt foarte multe culturi. Una este cultura californiană, alta este cea de pe coasta cealaltă. Alții sunt texanii pe care i-am cunoscut acum cel mai bine. Alții sunt cei din centrul Americii și așa mai departe. Și un singur lucru vă spun în privința aceasta, ca să nu judecăm greșit America și oamenii ei. Mergeam cu avionul de la Houston la Nashville, orașul în care s-a născut muzica lor tipică, bluegrass și așa mai departe, muzica country. Și lângă mine, în avion, era un puști, la vreo 20 de ani, să mă scuze cei care au această vârstă acum că am folosit cuvântul ăsta, dar pentru mine, la vârsta mea, era un om foarte tânăr. Și era un fel de dandy contemporan, adică era îmbrăcat cu mare grijă și cu mult gust, așa, în sensul ăsta, știu eu, depresiv, numai negru, tatuat pe ambele brațe, cu părul făcut japonez, așa, într-un fel, cu inel în nas și așa mai departe. Deci părea un băiat din spatele blocurilor, cum zicem noi acum. Și omul ăsta timp de 2 ore a citit o carte. Avem și eu o carte deschisă, eu citeam a 10-a oară Maestru și Margareta, el citea ceva, trăgeam cu coada ochiului și nu știam ce citește. Și la un moment dat s-a ridicat să meargă la toaletă și a lăsat cartea așa, pusă cu coperta în sus, pe locul lui. Și m-am uitat și ce citea acest băiat, care la prima vedere și la o primă judecată, părea așa anticultural, părea un băiat, așa un rapper sau ceva, un hip-hopist, mai bine zis. Citea Pnin de Nabokov. O carte super, super complexă și super estetizantă. Și o citise până atunci cu o plăcere extraordinară. Și m-am gândit, mai există o șansă, mai există o speranță. Dacă omul acesta și atâția tineri ca el încă mai citesc literatura adevărată, mai avem o speranță. Și am fost deci mai întâi în San Francisco, apoi am mers la Seattle. La Seattle, într-un oraș splendid, absolut splendid, unde s-a mutat tot IT-ul. IT-ul nu mai e în California, nu mai e în Valea Siliconului, ci s-a mutat la Seattle. Și Seattle este o colecție de skyscrapers, de zgârie nori, fiecare altfel decât celelalte și fiecare o capodoperă în sine. Cei mai mari arhitecți au făcut 30, 40, nu știu câți skyscrapers sunt, între care unul este bibliotecă. Este un astfel de zgârie nori, nu chiar așa de înalt, doar de 10 etaje, care este o imensă bibliotecă.
Și când ești înăuntru, zici că ești în Metropolis, zici că ești în filmul expresionist al lui Fritz Lang, pentru că totul este colosal, totul este uriaș, totul este dincolo de dimensiunile umane. Este o clădire făcută ca pentru supraoameni, dar este plină de cărți. Este plină de cărți, este o bibliotecă. Găsești acolo ce vrei și ce nu vrei, toate cărțile posibile și imposibile. Și de la Seattle am mers în Texas, unde am găsit cu tot o altă lume, o lume texană, ca în filmele cu cowboy. Cu tinerii și oameni mai în vârstă, bărboși, îmbrăcați șleampăt, călcându-și pe blugi, pe marginile blugilor, purtându-se ca acasă, mergând pe stradă, nu chiar în pijamale, dar în tricouri lăbărțate, nu prea curate, intrând în cafenele, intrând în baruri, ascultând muzică jazz, ascultând altfel de muzică, chiar și era un bar cu muzică balcanică. Și oameni care își trăiesc viața cu o libertate extraordinară. Nu le pasă de nimeni și de nimic. Sunt cel care sunt, acceptați-mă așa cum sunt. Ăsta este, e primul lor gând. Și ies așa cum sunt ei în casă. Nu trebuie să se îmbrace ca să meargă în oraș sau să meargă la teatru, la operă sau nu știu unde. Tot așa cum sunt acasă, merg și acolo. Și mi-a plăcut foarte mult stilul ăsta. Mi-a plăcut foarte tare. Acolo am avut și Ioana și cu mine, am avut câte o lectură la o librărie foarte frumoasă într-un neighborhood texan, în Dallas am fost. Am aflat și eu că Dallas nu s-a filmat în Dallas, serialul Dallas, cel cu J.R. și cu Sue Ellen, mai țineți minte? Cei cu mai multă experiență de viață așa mai țin minte, ca și mine, acest serial. Nici o scenă nu s-a filmat în Dallas, s-a filmat în Houston, tot serialul, dar pentru că Houston în acea vreme nu însemna nimic, nu era, încă nu erau aselenizările, centrul spațial și așa mai departe. Serialul a fost numit Dallas pentru că în Dallas fusese asasinat Kennedy și deci toată lumea știa de acest oraș. Fusese foarte mediatizat. Ăsta e stilul american. Nu contează veridicitatea istorică. Contează impactul. Impactul la public. Și din Dallas, acolo am fost în Dallas, în Houston, unde am avut lecturi foarte frumoase și apoi am terminat în New York cu cea mai frumoasă lectură, aș spune eu, cea mai frumoasă din tot turneul, care a fost la o librărie de asemenea faimoasă, se numește McNally Jackson, care este în sudul Manhattanului, în docuri, la docuri, în sud de tot. Și acolo am avut marele privilegiu de a discuta cu unul din cei mai mari critici americani, pentru care eu am avut întotdeauna de ani de zile o admirație extraordinară, se numește Alex Shepard și scrie la New Republic. El este cel care în fiecare an scrie despre premiul Nobel. Are un articol faimos în care ia în considerare șansele tuturor scriitorilor pe care el îi consideră mai importanți la premiul Nobel. Și e faimos prin faptul că în anul în care Bob Dylan a luat premiul Nobel, el a scris cu câteva zile înainte, dacă Bob Dylan ia premiul Nobel, eu îi mănânc toate discurile. Și chiar în acel an s-a întâmplat să ia Bob Dylan. Nu l-am întrebat dacă i-au priit discurile alea și cât a ronțăit la ele, dar n-a prea fost fericit să-i amintesc de acel eveniment. Și ce mi-a spus acum a fost că până acum a prevăzut câțiva dintre laureați, dar acum este imposibil. Nimeni nu mai poate prevedea, nici naiba, a spus el. Nu mai poate să prevadă cine o să ia acest premiu. Și ce să spun? Mie mi s-a părut interesant, exciting, cum spun ei, și am învățat foarte multe din acest turneu. Premiul de la Los Angeles nu se datorează turneului, n-are nicio legătură cu acest turneu. Fusesem nominalizat înainte și am dormit foarte liniștit după nominalizare pentru că eram convins că n-am nici cea mai mică șansă. De ce? Pentru că acest premiu, care este al doilea după Man Booker Prize, acest premiu a nominalizat 5 autori, dintre care 3 autohtoni și 2 străini.
Deci au fost două traduceri și trei scriitori de-ai lor. Și eu m-am gândit, cum naiba să dea traducerilor? Or să dea alor lor, care sunt foarte cunoscuți. Erau două femei, era un alt tânăr de-al lor. Și am avut sentimentul că mă mulțumesc și cu această nominalizare. E totuși ceva. Și dormeam chiar și când editorul meu din Dallas mi-a dat telefon la 4 dimineața, era diferența de fus orar, eram deja în București, și mi-a spus, congrats, you got the prize, și așa mai departe. Și am crezut că încă visez, realmente. Credeam că încă visez și că visez că Will Evans mi-a dat telefon. Și când m-am desmeticit, după ce mi-am făcut o cafea tare, serioasă, și mai puțin mi-a venit să cred. Și foarte puțin îmi vine să cred astăzi, pentru că este cel mai mare premiu pe care l-am luat vreodată și sunt mai mult decât fericit că l-am primit. Da, e senzațional premiul ăsta și pentru că lumea culturală americană, să zicem, e foarte greu să pătrunzi acolo. Tocmai pomeneai faptul că probabil 98% din cărțile care există sunt ale autorilor americani și abia 2% intră autori care vin din afara Statelor Unite. Nu? E un procent totuși... Dacă îmi dai voie, lucrurile stau așa. Cam 4% din producția mondială de carte este străină în Statele Unite. Dar asta înseamnă toate cărțile, adică și cărți de matematică, manuale școlare, cărți de... știu eu, Ghicit în palmă sau orice fel de carte. Din acestea, 2% sunt cărți de literatură. Deci să socotim ce procent iese până la urmă. Mult sub 0,1% sunt cărți de literatură traduse în Statele Unite. Deci este cu adevărat foarte greu. Foarte, foarte greu. Haruspicii. Odoare, hălăduială, zapis, crâcnire, stei, răboj, abitir, malinholie, jigăni, palicari, gogoloaie, creițari. Facem trecere spre Teodoros și voiam să te întrebăm, Mircea, Nu doar în Teodoros, tu în toate cărțile faci un soi de adopție a cuvintelor, ca și cum scriitorii ar trebui să adoptăm. Noi nu adoptăm câini, noi nu adoptăm copii, dar adoptăm cuvinte. Cuvinte pe care le-au folosit bunicii noștri, strămoșii noștri și pe care sperăm, ne-am bucurat foarte mult ca ele să nu dispară din limbă și să le folosească și strănepoții noștri. Și întrebarea este tocmai pe limbaj, cum reușești să găsești întotdeauna cuvinte care să se potrivească perfect În epoca despre care scrii, sau uneori, nu, ca în Teodoros, când pornești, să spunem, din vechime și ajungi să vorbești despre coasari și despre stele și totul prin poezie, bineînțeles. Ce pot să te asigur e că nu le caut. Nu le caut în dicționare, în enciclopedii și așa mai departe, cum crede foarte multă lume. Toată lumea crede că, și mai ales traducătorii mei, care săracii trebuie să scotocească după ele, mă rog, toată lumea crede că stau cu dicționarele, cu vraful de dicționare, așa, cu cărți de istorie din care mă documentez, tot felul de alte scrieri de felul ăsta. Purul adevăr, pe care voi îl știți foarte bine, nu sunt întotdeauna crezut când îl spun, este că niciodată nu m-am documentat pentru scrisul meu. Nu am căutat cuvinte, nu am folosit dicționare, n-am umblat în enciclopedii și așa mai departe. Pentru mine limbajul este un câmp semantic foarte mare și
E o chestiune de intuiție în cazul meu. Nu, dacă trebuie să folosesc un cuvânt, să zicem un arhaism, el există undeva în mine. Există în fundul minții mele, pentru că poate, și asta e important de spus, eu am predat la facultate timp de 31 de ani, la Facultatea de Litere din București, și acolo am predat toate epocile istorice, începând de la literatura medievală până la ultimii debutanți, ca să spun așa. Și am citit cu mare pasiune toate cărțile din toate epocile, toate cărțile românești, vreau să spun. Am citit cu mare pasiune, știu eu, Cronicarii, poezia secolului al XVIII-lea, știu eu, Cantemir și așa mai departe. Și, într-un fel, tot ce mi-a plăcut am reținut. Tot ce mi-a plăcut, inclusiv cuvinte, inclusiv liste de cuvinte. Pot să vă spun acum, în clipa asta, 20 de cuvinte din istoria eroglifică, care mi-au plăcut extraordinar. Hirișie, de pildă, sau, știu eu, glonț în loc de sferă. Cantemir spunea, trăim pe un glonț. Nu spunea, trăim pe o sferă pământească, pe glonțul pământesc, ceea ce e o metaforă extraordinară, nu? Da. Și eu le rețin, cuvintele care mie îmi plac, le rețin. Nu numai cuvinte pe care le cunoaștem toți din limba română, dar și cuvinte din, să zicem așa, ariile laterale ale limbii române, și anume cuvinte din sfera veche, arhaisme, cuvinte din sfera regională, nu? Folosesc nu numai arhaisme, ci și foarte multe regionalisme în Teodoros, care este o carte valahă, Levantul. Ca și Levantul. Sunt două cărți ca un fel de imne adresate patriei mele, Valahia. Eu sunt un om al Sudului, un om din Sud, în comparație cu dumneavoastră care sunteți din nobilul Nord Transilvan. Dar am și eu țărișoara mea, nu? Cum spune Budai Deleanu, noi țiganii să avem țărișoară, unde să fim numai noi de noi. Așa e Valahia, e Valahia eternă, care era confundată de Eminescu cu Valhalla. Poate nu fără un dram de adevăr. Am și cuvinte din sfera științifică. Eu citesc foarte multă literatură științifică, literatură matematică chiar, deși nu știu să deslușesc nicio ecuație. Din orice sferă citesc foarte multă filozofie, teologie. Îmi plac foarte multe lucruri, sunt un om foarte curios. Nu mai spun de pasiunea ale mele destul de inavoabile, așa, pentru teoria ale conspirațiilor, pentru lucruri din astea, pe care le citesc nu ca să le cred, pentru că nu le cred, ci pentru, știu eu, expresivitatea lor involuntară, ca să spunem așa. De pildă, nebunii care cred că pământul e plat. Par foarte bizar, dar Nichita Stănescu însuși a scris un poem superb despre asta, unde stupiditatea absolută a acestor oameni se transformă în poezie extraordinară. Nu? Eu cred că pământul e plat, asemenea unei scânduri groase, că rădăcinile arborilor îl străbat, atârnând de ele în gol cranii și oase, că soarele nu răsare în același loc, ci nici nu răsare același soare, ci tot altul după noroc mai mic sau mai mare. Iată cum o teorie a conspirațiilor poate fi transformată în mare poezie. Deci, mă întorc și îți spun, totul e în mine, este în mine, este în structura mea interioară, ca să spun așa, nu alerg după cuvinte, nu alerg după documentare, etc. Totuși, aici, în Teodoros, am făcut o excepție, pentru că nu poți să scrii o carte ca Teodoros fără să te documentezi deloc. Pentru că e vorba, poate unii dintre dumneavoastră ați parcurs măcar o parte din roman și știți, e vorba despre mai multe lumi care se intersectează aici, între care unele lumi exotice, ca de pildă Etiopia. Nu aveam cum să mă apuc să scriu despre Etiopia fără să știu nimic despre această țară. Așa că am citit câte ceva, nu foarte mult, dar nici nu-i nevoie să citești foarte mult. Unii cred că dacă scrii un roman istoric trebuie să știi totul despre epoca respectivă. Nu! Acest lucru te-ar încurca. Trebuie să știi câteva puncte esențiale care să dea impresia că tu de fapt știi totul. Este ca în
picturile flamande, ca în rondul de noapte, de pildă, unde sclipesc doar câțiva năsturei de metal sau de aur. Restul e cufundat în întuneric. La fel și eu folosesc documentația numai în câteva puncte ca să creez impresia că totuși există razele astea de lumină care vin acolo și care sunt veridice, sunt autentice. Așa că m-am documentat și eu să știu ce mâncau, ce beau etiopienii în secolul al XIX-lea, cum se comportau, ce limbă vorbeau, ce credință religioasă aveau și așa mai departe. Sigur, aici am citit, dar nu foarte mult. Dar tot din așa cum ziceai tu, cu toate cuvintele astea sunt în mine și sunt parte componenta mea, tot o parte componenta ta extrem de importantă, cred, e cea, să zicem, sinonimă în fotbal. Mi-a venit în minte Arsène Wenger, care e un scouter extraordinar și care se uită zeci de ore la meciuri din Africa și alege fotbaliști de 16-17 ani, la care probabil noi nici nu ne-am uitat. Nu ăia care dau goluri și care spectaculoși, ci cu totul alții. Și aduce în Premier League și în campionate foarte puternice, dovedindu-și, nu, de fapt, intuiția extraordinară pe care o are. Și cumva ca un scouter adevărat, Mircea, tu la un moment dat ai găsit într-o scrisoare a lui Ghica către Alexandrii o informație despre un băiat, nu? Care prin niște aventuri, mă rog, extraordinare, din Ghergane ajunge să fie împăratul Etiopiei. Despre Teodoros, cred că am citit prima dată în jurnal, în jurnalul tău, sunt aproape 30-40 de ani de când tot pomenești de Teodoros, care iată a ieșit abia acum, a fost scris, să zicem, abia acum. Cum s-a întâmplat asta? De ce atâția ani a rămas cumva în umbră Teodoros și cum de s-a întâmplat acum să iasă? Eu n-am crezut în acest proiect. Trebuie să vă spun de la început, credeam că e cartea pe care nu o să o scriu niciodată, alături de alte câteva, pentru că mă gândeam ce am eu cu povestea asta. Eu trebuie să scriu, cum spunea Simeon, cartea autorului, adică acele cărți care spun ceva despre tine însuți în mod direct. Nu chiar, să zicem, autoficțiunile mai recente, și totuși o carte în care autorul însuși să fie într-un fel subiectul, ca în Orbitor, adică lumea interioară a mea și așa mai departe, ca în Solenoid. Mă gândeam, ce treabă am eu cu o carte istorică de felul acesta? În ce fel seamănă Teodoros cu mine ca să pot justifica această dorință de a scrie? Și de multe ori mi-am răspuns, nu mi-ar sta bine să scriu cartea asta, așa că oricât de tentat am mai fost câteodată, am lăsat-o în urma altor cărți ale mele. Eu mi-am făcut proiectele mele în care credeam foarte mult, harta aceea interioară despre care am vorbit de mai multe ori și care cuprinde câteva zone, mă rog, zona nostalgie, a travestii, Orbitor, Solenoid și așa mai departe, toate vin din aceeași lume. Și totuși, acea scrisoare despre care tu vorbești, ca și alte fragmente din opera lui Ion Ghica, pe mine m-au bântuit în continuare, tot timpul. De ce? Pentru că mie mi se pare că Ion Ghica, pe care nu știu dacă dumneavoastră l-ați citit, merită să citiți scrisorile către Vasile Alexandrii, a fost un fel de mare scriitor care nu s-a putut realiza ca mare scriitor. A fost ca, într-un fel, ca Ion Eliade Rădulescu. Ion Eliade Rădulescu avea geniu, însă limba nu l-a ajutat. Limba românească, limba poetică românească, nu era încă formată. Așa încât sclipirile lui fragmentare sunt extraordinare, dar nu sunt susținute de un sistem poetic coerent. Abia Eminescu, mai târziu, care este un eliadesc într-un fel, în proiectele lui gigantice, abia Eminescu a construit acest limbaj pe care s-au putut sprijini poeții care l-au urmat. La fel este și Ion Ghica. Nu exista încă conceptul de literatură fantastică în acel moment în care scria Ion Ghica. Nu exista conceptul de proză fabuloasă, de roman fabulos, de roman
între ghilimele și anacronic vorbind, marchezian. De fapt, Ion Ghica, în câteva fragmente ale lui, în Capitanul Laurent, în Teodoros, în alte două, trei fragmente, este un marchezian, avant la letră. Are o calitate a fantasticului extraordinară. Și între aceste scrisori am găsit, bine, Alexandrie era un om destul de leneș, așa nu a răspuns decât cu o singură scrisoare, multora pe care i le-a trimis Ion Ghica, n-a răspuns decât cu faimoasa Vasile Porojan, o știm cu toții, în care își povestește foarte lăudabil prietenia pentru un copil rom, de etnie romă. Aici, în Teodoros, eu am găsit un roman gata făcut. Pentru că, la un moment dat, Ion Ghica îi povestește lui Alexandri cum în casa tatălui său, de la Ghergani, tatăl său fiind un căminar, un mic boier, care își avea sediul la Ghergani, acolo trăia de asemenea o slugă. O slugă de aceeași vârstă cu Ion Ghica, deci prieteni din copilărie, amândoi, care de când era copil mic, își amintea memorialistul, nu avea decât un vis. Marele lui vis era să ajungă împărat. Deci el de copil, de când avea 3-4 ani, nu-și dorea decât să ajungă împărat. Nu se știe de ce. Poate îi se spuseseră basme în sensul acesta. În orice caz, pe la 7-8 ani, cei doi se jucau împreună și cu alți copii, robi, țigani, slugi, copii de slugă și așa mai departe, ei se jucau de a împărații și împărat era întotdeauna acest Teodoros. Pe când Ion Ghica era un adversar care întotdeauna era sfârșea legat de un stâlp și biciuit de toți ceilalți. Fapt pentru care, vă dați seama, au ieșit conflicte mari acolo, cum un copil de boier să fie biciuit de o slugă. Ei, acest Teodoros nu se lăsa, avea, cum se zice, vocație de împărat și făcea pe împăratul. A fost prins, bătut, certat de popă, certat de boier și așa mai departe, nu s-a lăsat. El trebuia să ajungă împărat. Asta era ce spunea tuturor. Și la un moment dat, Teodoros s-a făcut, cum spune Ion Ghica, afantos. S-a făcut afantos, adică a dispărut. El era jumătate grec, jumătate român. Mama lui era grecoaică din arhipelag și tatălui era român. Și el a dispărut la vârsta de 19 ani. Unii spun că l-ar fi văzut trecând Dunărea. Alții spun că l-ar fi văzut în slujba pașei de nu știu unde. Alții spun altele și mama lui spune că a primit la un moment dat o scrisoare de la el în care el îi povestea că este undeva marinar în arhipelag. Deci acestea sunt faptele pe care le povestește Ion Ghica. Asta n-ar fi nimic, ar fi ca povestea lui Vasile Porojan. O simplă întâmplare, un personaj pitoresc. Dar Ion Ghica ajunge ambasador al nostru la Londra. A fost și prim-ministru. Și la Londra, acolo, a mers să studieze în British Museum. Și acolo a găsit niște scrisori pe care împăratul Tevodros, al doilea al Abisiniei, adică al Etiopiei, le adresa reginei Victoria. Și scrisorile alea i s-au părut foarte, foarte suspecte. De ce? Pentru că ele începeau așa. Maestate, aflați de la mine că sunt bine sănătos, ceea ce vă doresc și maestății voastre. Și se terminau. Să vă aibă Maica Domnului în pază, etc., etc. Și lui Ion Ghica formulările astea i s-au părut românești. Și și-a adus aminte de visul de mărire al prietenului lui, al lui Tudorică, așa îi se spunea când era copil. Și se întreabă, nu cumva acest Tudorică și-a realizat visul de a fi împărat? Nu cumva a ajuns împăratul Tevodros al doilea? Și așa se termină scrisoarea lui Ion Ghica. Și m-am gândit, într-adevăr, nu cumva? Istoric vorbind, nu e nicio șansă. Deci, istoric vorbind, totul este o simplă speculație. Nu există nicio posibilitate istorică ca acest Teodoros să fi devenit Tevodros al doilea. Dar
Din punct de vedere romanesc, e un subiect fantastic, e un subiect formidabil. Aș spune eu că este un subiect la fel de frumos ca al celui din Contele de Monte Cristo, care mie mi se pare cel mai frumos subiect făcut vreodată. Tânărul care este arestat, stă 18 ani în castelul Dif, ca o omidă se închide în crisalida castelului Dif și de acolo are o resurecție ca un fluture, ajungând cel mai bogat om din lume și răzbunându-se pe cei care îl băgaseră la pușcărie. Deci iată un subiect fabulos. Mie mi s-a părut și acesta a lui Teodoros la fel de extraordinar. Și m-am apucat când am găsit și eu puțin timp liber, când n-am mai avut alte subiecte, când trecuse pandemia sau nu trecuse cu totul, și am avut puțin timp la dispoziție. Și atunci, într-o zi, m-am așezat să scriu și nu m-am mai oprit până n-am terminat cartea. Deci mi-a luat 2 ani de zile și au fost ani foarte frumoși pentru mine. Dar povesteai mereu că în cazul cărților pe care le-ai scris, ele sunt scrise cumva dintr-o suflare, că sunt scrise pe curat, fără foarte multe ștersături, sau aproape fără ștersături. Și mă gândesc acum la Orbitor, la Solenoid. În cazul cărții astea, Teodoros, s-a întâmplat la fel? Sau ai lucrat mai multe variante, ai avut niște drafturi? Sau pur și simplu am mers ca în cazul celorlalte? Da, eu nu fac editări, nu editez textele mele. Le scriu de la un cap la altul fără ștersături. Un cuvânt sau două la 3-4 pagini, poate, mai șterg, dar niciodată n-am rupt o pagină, n-am inversat pasaje. De obicei e invers, rămân un cuvânt sau două la 3-4 pagini de ștersături. Da. Și nici n-am avut niciodată un plan al unei cărți și lucrul ăsta este greu de crezut, că poți face așa din pură inspirație continuată, la nesfârșit, poți face un roman de 1500 de pagini cât are Orbitor sau 900 de pagini cât are Splenoid și totuși dovadă, acolo am dovadă. Am caietele în care am scris aceste, le am acasă, caietele în care am scris aceste cărți, scrise de la un cap la altul fără oprire, fără întoarceri, fără, mă rog, editare, cum se zice. Aici n-am o dovadă, pentru că Teodoros, ca și Melancolia, ca și cartea mea precedentă, le-am scris pe computer. Dar le-am scris la fel, fără să șterg, fără să inversez, fără să editez, cum este imaginea aceasta a scriitorului care taie în crucii și în culmezii și adaugă, supraadaugă. Știți cum sunt paginile acelea din Flaubert sau din alți autori? Ei, eu nu sunt de felul acesta, eu scriu altfel, am altă metodă și până acum mi-a reușit, ca să zic așa, din câte pot eu da seama, voi poate puteți spune mai bine și criticii și mai bine, dar eu așa mă simt confortabil. Nu toată lumea scrie la fel, aceasta este metoda mea de scris pe care am folosit-o întotdeauna, de pildă Nostalgia, nu? Prima mea carte de povestiri este scrisă povestire de povestire, fără să mă gândesc că ele fac parte dintr-o carte. Dar niciuna dintre povestiri nu este alterată de mine, toate sunt the first draft, primul draft, ca să zic așa, și ele sunt în carte în ordinea în care le-am scris. Adică nici măcar aici nu am schimbat ceva. Și mă simt foarte, foarte confortabil să scriu în felul acesta. Am și o explicație, dacă îmi dați voie să detaliez puțin. Dacă eu aș ști de la început ce urmează să scriu în capitolul următor sau chiar pe pagina următoare, eu n-aș mai avea nicio plăcere să scriu. Pentru că unde e surpriza? Dacă știi ce vrei să scrii, cum te mai poate bucura o pagină? Când tu știi, astăzi scriu pagina asta, mâine voi continua și voi scrie următorul fragment care va consta în următoarele lucruri. El o întâlnește pe ea, ea îi spune că nu-l mai iubește și așa mai departe. N-ar fi nicio surpriză pentru mine. Eu vreau să fiu surprins de fiecare dată când scriu, pentru că eu sunt primul cititor, în definitiv, al cărții mele.
Și atunci vreau neapărat să simt, să am un thrill, să simt ceva când citesc, chiar dacă e vorba de propria mea carte. Mă gândesc că nimeni nu poate să se gâdile singur, știi? Dacă te gâdile singur, nu râzi, că știi unde ai pus degetele și nu ai nicio surpriză. Nu poți să râzi decât dacă te gâdile altcineva. Așa încât și mie mi se pare că e bine să scrii fără plan, pentru că în felul acesta ești gâdilat continuu, nu? Și atunci poți să râzi, poți să fii înveselit de asta. Da, bine, asta e ideal, ar fi așa, să se întâmple așa. Aproape incredibil, totuși, e vorba de, în Teodoros, nu, ca timp, Teodoros se petrece undeva cam 3000 de ani, cuprinde, Teodoros, ca spațiu mai bine de jumătate din globul pământesc. Și pare imposibil lucrul ăsta și totuși e o carte neașteptată. Pentru mine a fost o mare surpriză. Nu știam la ce să mă aștept după Orbitor, după Solenoid. Și când citeam în jurnal, știu că povesteam noi, Marina, că ți-amintești tot timpul, mă rog, când întâlneam Teodoros, oare ce-o fi Teodoros ăsta? Ce-i cu numele ăsta, în primul rând? Ce-i cu un roman care se numește Teodoros? Și a fost o uriașă surpriză. Pe de o parte, sigur, această poveste uriașă care conține sute de alte povești. Știam, e bine cunoscută erudiția și imaginația asta extraordinară, dar mi-a plăcut enorm faptul că cumva am simțit că spargi limitele sau spargi pereții ăștia ai propriei imaginații cumva și te duci și mai departe. Și mă gândeam cum se... Dacă Teodoros e atât de diferită și o surpriză atât de mare, totuși există un fir roșu care străbate toate cărțile tale, Mircea. Și mi-am dat seama că e vorba totuși de poezie și de literatură și despre poveste și despre cât de importantă e povestea în lumea care trăim. De când există omenirea asta, probabil, și Dumnezeu știe până când, povestea continuă să conteze și să fascineze. Sunt pagini superbe despre lecturi, despre literatură, despre poezie. Mai are povestea, literatura, dacă vrei, forță în ziua de azi? Mai poate crea magia pe care o crea odinioară? Îți mulțumesc, Dan, pentru întrebarea asta. Chiar iarăși o așteptam și mă gândeam ce voi răspunde la ea. Și eu cred că noi vorbim puțin cam mult prea mult despre poveste și prea puțin despre alte lucruri care fac literatura. Sigur, a face o poveste este important în când ești prozator, când ești novelist, când ești romancier. Fără poveste sau fără povești este aproape imposibil să te gândești că poți scrie un roman. Dar după părerea mea, povestea nu este fundamentală. Foarte mulți pot face povești, dar fundamentale sunt alte lucruri în literatură. După părerea mea, fundamentală este atitudinea însăși față de literatură pe care o ai. Înainte de a te gândi să faci povești, să faci personaje, să faci scene literare, este atitudinea față de literatură. Și, într-adevăr, este o diferență între Teodoros și alte cărți ale mele în privința acestei atitudini. Eu până acum în cărțile mele de proză, ca și în cele câteva de versuri, am încercat o explorare a interiorității. O explorare a interiorității. Toate sunt cărți ale vieții lăuntrice, ale vieții interioare a omului. Și o explorare a condiției umane, mai general spus. Erau cărți intense, cărți, aș spune eu, chiar m-aș hazarda să spun, uneori expresioniste, cărți în orice caz transcendentale. Aici, într-un fel, mi-am schimbat punctul de vedere despre literatură, pentru că m-am gândit cum or să primească cititorii un alt Solenoid sau un alt Orbitor sau un alt Travesti. Nu am mai vrut să fac lucrul ăsta. Am vrut să fac ceva diferit. Și atunci m-am gândit la o altă formă de literatură
care este diferită de literatura intensă a interiorității, despre care Kafka spunea că ar trebui să fie ca un ciocan care îți sparge fruntea. Ei, n-am mai vrut să fac o literatură care sparge fruntea oamenilor. Am vrut să fac o literatură a bucuriei. Am vrut să fac o literatură a ingenuității, a privirii copilărești asupra lumii. Se spune în Evanghelie că cei care nu primesc împărăția cerească ca un copil nu vor intra în ea niciodată. Ce înseamnă acest lucru, să privești ca un copil lumea? Pentru că și împărăția pământească poate fi privită tot cu ochi de copil. Înseamnă ce spuneai tu, Dan, înseamnă să o privești prin ochi de poet. Prin ochi de poet, prin ochi de ființă omenească, ce se bucură și este uimită de tot ce este în jur, de tot ce este în jurul nostru, căreia, nu știu, sticla asta de apă îi se pare o minune, căruia îi se pare o minune însuși faptul că lumea există. Spunea și Wittgenstein că nu se petrec minuni în lume. Singura minune este că lumea există. Asta e adevărata minune. De ce există lumea în loc de nimic? De ce avem acest privilegiu de a putea vedea lucrurile, de a le auzi, de a le pipăi, de a le gusta? Mie asta mi se pare Theodoros. O carte senzorială despre lumea văzută de un copil. Este o lume fără pretenții de mare intelectualitate, de transcendență, de mai știu eu de ce, dar este o lume cu pretenție de poezie, cu pretenție de a vedea lucrurile prin ochii poetului sau prin ochii copilului. Uneori și prin ochii profetului, care este un alt avatar al celor privilegiați care văd lumea într-un mod diferit. Și atunci, dacă privești lumea din punctul acesta de vedere, poți scrie altfel de cărți decât cele pe care le-am scris eu înainte. Poți scrie un fel de Scheherezade, un fel de O mie și una de nopți, un fel de beacuri de singurătate. Sigur, mutatis mutandis, fiecare după puterile lui. Nu orice autor este Márquez sau Vargas Llosa, dar orice autor poate să-și creeze propriul său Macondo, într-un fel. Și această carte este un fel de Macondo cu material autohton, aș spune. Dacă Márquez a descoperit magia extraordinară a lumii latinoamericane, a lumii columbiene, de care el era impregnat, pentru el nu erau ce ni se pare nouă fantastic în realismul magic, era natural pentru el. Fructele de guiaba, de pildă, ni se par extraordinare, exotice, fantastice, pentru el erau ca merele. Din potrivă, cred că merele îi stârna uimirea lui Márquez. Deci el a stors esența acelei lumi, care nouă ni se pare fantastică, carnavalescă. Eu am căutat un echivalent pentru acea lume și am crezut că îl găsesc în lumea bizantină. În lumea bizantină, în lumea imagologiei noastre religioase, a ortodoxiei, în lumea aceasta, știu eu, puțin naivă și puțin încă minunată de miracole, ca să spun așa, care se reflectă în icoanele bizantine, în zugrăveala bisericilor, în limbajul acesta de care se spune că este plin de arome bisericești, în toate aceste lucruri care occidentalului sunt străine. El nu a avut contact cu ele până acum. Se zice că Dosoftei, când era mitropolit în Polonia, el era îmbrăcat din când în când în straiele bisericești de la noi și pus să oficieze slujba în Polonia, pus să oficieze slujba în biserici catolice, numai pentru frumusețea slujbei. Și veneau polonezii și se minunau cât de frumoasă este această slujbă. Eu am crezut că văd în acest imaginar o șansă care n-a fost folosită în literatura română. Și nu-i vorba numai de acest imaginar, este vorba de carnavalescul nostru, de pildă de vicleimuri.
vicleimurile care erau un fel de piese de teatru țărănești, făcute de țărani, în care apărea Irod, apărea însuși Iisus, apăreau cei trei magi și așa mai departe, într-o poveste din aceasta atemporală și miraculoasă. Era singurul teatru pe care îl cunoștea poporul. Și legende, și basme, și cărțile populare, Alexandria, Archirie și Anadan, Esopia și așa mai departe, tot acest material care pe mine, și când eram copil, dar și în adolescență, și când am fost profesor și am predat lucrurile astea, pe mine m-au umplut de uimire. Și m-am gândit că ele sunt interesante și că ar putea interesa pe toată lumea. Și atunci le-am folosit din plin în acest roman. Apoi Biblia. Biblia a fost întotdeauna un subiect pentru mine. Eu recitesc Biblia, toată Biblia, în fiecare an. O recitesc dincolo de nevoile mele spirituale, despre care nu e decent să vorbești în public. Dar o recitesc pentru că Biblia este un mare roman, probabil cel mai mare roman scris vreodată, cu niște lucruri în el imposibil de inventat de un scriitor. Trebuie să fi lucrat acolo zeci de scriitori. Un mare poem, dacă ne gândim la fragmentele din Ecleziastul, din Cântarea Cântărilor, din Boaz, din toate din Iov, nu? Mare poezie, printre cele mai mari poeme ale lumii. Și deci eu am folosit și Biblia, inclusiv Evangheliile. Am folosit foarte mult limbajul de acolo. Apoi am avut norocul să descoper Biblia etiopiană, Kebranagast, care este de o frumusețe extraordinară. Eu vă recomand tuturor, a apărut acum, îi fac reclamă lui Erizanu, a apărut în Moldova. Există, se găsește, ediția a doua, cu un citat din mine pe prima, din Teodoros pe prima, că Erizanu știe să-și vândă marfa. Și acum, după Teodoros, mi-a spus el că se vinde extraordinar de bine. Deci este un fel de Biblie apocrifă, scrisă cu niște arome, așa, ceva incredibile, și în care se povestește adevărata istorie a legăturii dintre Solomon și regina din Sheba, despre care Biblia nu spune nimic, n-au avut nimic de a face unul cu altul în Biblie, dar în această carte sfântă a etiopienilor se povestește că ei au avut o legătură de dragoste din care a ieșit un copil, Menelik, primul împărat al Etiopiei. Și așa mai departe, mi-a făcut o plăcere imensă să folosesc toate aceste aluviuni culturale pe care puțină lume le-a folosit până acum, dacă le-a folosit. Și până la urmă m-am scufundat cu tot un Teodoros și sunt extraordinar de fericit că l-am dus până la capăt. De asta mai ales, cumva, citind Teodoros, dincolo de e absolut fascinant, sunt fascinante toate poveștile, toate referințele culturale și așa mai departe. Personajul Tudor Teodoros, nu? Teodros, e un personaj absolut fabulos. Dar mi-a plăcut enorm că, asta ziceai și tu, Marin, cumva la început, unul dintre personajele neașteptate din această carte este limba română. E absolut senzațional, o reiterare și o revigorare a limbii de secol XIX, cumva muntenească, nu? Toată povestea asta e o splendoare, o bucurie extraordinară, dincolo de tot ceea ce s-a povestit aici. Și mă gândeam că de foarte multe ori, recunosc, m-a dus gândul și la Levantul. Și povesteam așa cu niște prieteni, pornind de la experiențele astea culturale occidentale, și ne gândeam oare în ce măsură Teodoros sau Levantul pot fi transferate sau pot fi traduse într-o altă limbă, într-o cultură care știe foarte puțin despre cultura noastră, dar care, sau există vreun traducător capabil să facă asta, adică să folosească atâtea arhaisme în limba lui nativă și acest, nu știu, curcubeu lingvistic? Ce crezi tu, asta te întreb, chiar sunt curios. Eu nu știu decât o singură carte intraductibilă, și anume Finnegan's Wake. Hello, a irlandezului nebun James Joyce.
Dar în rest, toate celelalte cărți, în afară de unele forme speciale de poezie, de exemplu, sunt traductibile, mai mult sau mai puțin, cu pierderi mai mari sau mai mici. Se spune, în general, traductore, traditore. Deci traducătorul este un trădător al textului original. Da, este un trădător și eu, dacă aș fi traducător, n-aș dormi bine nopțile, în general. Dar sunt traducători și traducători. Traducerea este o mare artă. Noi o considerăm o cenușăreasă. Uneori numele traducătorului nici nu e scris pe copertă, cum mi se pare absolut normal. De fapt, traducătorul rescrie cartea ta nu numai într-o altă limbă, ci într-o altă cultură și într-o altă civilizație. Prin urmare, a traduce nu înseamnă să pui un cuvânt englezesc în locul unui cuvânt franțuzesc sau românesc. Înseamnă a translata bucăți uriașe de civilizație și de cultură pe care trebuie să le cunoști perfect și de viață cotidiană și așa mai departe, dintr-un loc în celălalt, dintr-o cultură în cealaltă. Cum traduci, știu eu, ceremonia ceaiului japoneză în etiopiană sau chiar în românește? Este foarte greu, nu vei putea niciodată, ai putea pune note de subsol nesfârșite, dar în felul acesta strici farmecul cărții. Tu ești traducător și știi mai multe lucruri despre asta și poate o să ne spui și tu câte ceva, dar după părerea mea, orice carte este traductibilă, mai mult sau mai puțin, inclusiv Levantul, care s-a tradus în 4 limbi, este tradus deja în 4 limbi, în versiuni extrem de diferite unele de altele și de original, dar sunt traduse. Iar acum Theodoros se răspândește în lume, este deja, adică traducătorii au început deja lucrul în 5 sau 6 limbi de mare circulație și o fac cu mare curaj. Cu foarte mare curaj, se aruncă în apă și înnoată. Trebuie să înnoate, nu au ce să facă. Sigur că va dispărea foarte mult din savoarea limbii în care e scrisă cartea. Dar vor rămâne poveștile, vorba ta, vor rămâne structuri narrative, vor rămâne personajele, vor rămâne foarte multe lucruri. Cine ne garantează nouă că Marquez, pe care l-am tot pomenit, e la fel în românește așa cum este în spaniolă? Probabil că nu este. Probabil că se pierde foarte mult. Nabokov spunea că mari clasici ruși pur și simplu nu se pot traduce. Spunea că de fapt versiunile occidentale ale lor sunt niște tâmpenii, că nu sunt credibile absolut deloc, că farmecul limbii ruse este intraductibil. Eu nu cred până la capăt acest lucru, cred că depinde de traducători foarte mulți, foarte mulți. Și eu bag mâna în foc pentru câțiva dintre traducătorii mei. Avem o colecție splendidă de traducători din română în alte limbi. Eu sunt absolut convins că Bruno Mazzoni va face o versiune extraordinară în limba italiană, sunt convins că Jan Willem Bos o va face în olandeză, sunt convins că Sean Cotter va face tot ce poate în engleză și așa mai departe. Deci nu am îndoieli de acest fel. Poate nu vor reuși toți în aceeași măsură, dar merită să încerce. Da, nu vreau să vorbim despre traduceri, pentru că mă simt atât de bine încât nu vreau să-mi amintesc de munca de zi cu zi. Și vă propun, dacă vreți, să vedem cum traduce Mircea Cărtărescu o întâlnire cu regina Angliei, dintre primul ministru al Angliei, vistiernicul, nu primul ministru al Angliei, și regina. Și o să vă citesc o pagină foarte scurtă. Se spunea în acea istorie caragioasă că regina a hotărât răsplătirea câtorva dintre cei mai curajoși soldați englezi ce luptaseră în războiul Crimeii. Au fost aleși trei ostași, unul foarte înalt, altul foarte gras și un al treilea ce părea un ins obișnuit. Regina îl chemă pe primul și îl întrebă cum îl cheamă. Află că numele lui era Smith. Îl întrebă în ce fel vrea să fie răsplătit. Acela îi spuse: Maestate, vreau să fiu măsurat
și pentru fiecare inci să mi se dea 1000 de lire. Reginei se păru cam mult, căci omul era neobișnuit de înalt, dar nu zise nimic. Pe al doilea află că îl chema Brown. Cum dorești să te răsplătesc pentru vitejia ta, domnule Brown? Păi v-aș ruga să mă cântăriți și pentru fiecare uncie să-mi dați 1000 de lire. Regina se încruntă încă o dată, dar iarăși nu zise nimic. În fine, îl chemă la sine pe cel de-al treilea soldat. Află că se numește Wilson. Cu ce vă pot răsplăti pentru sacrificiu făcut, domnule Wilson? Maestate, vreau să fiu măsurat de la, pardon, ouă până în vârful sulii și pentru fiecare inci să primesc 1000 de lire. Reginei i se păru cam mitocănesc felul acela de limbaj, dar fusese prevenită în privința răcanilor, așa că nu zise nici de asta, nici de data asta nimic. În definitiv, domnul Wilson era un erou. Își chemă ministrul de finanțe și dădu ordin să îndeplinească pe loc dorințele celor trei. A doua zi, înainte de revărsatul zorilor, ministrul năvăli în alcovul reginei smulgându-și părul din cap. Maestate, imperiul e ruinat! Îi strigă victoriei ce nu se trezise bine încă. Dar ce s-a întâmplat și cum îndrăznești să vii aici la ora asta? Nu mai contează nimic, strigă vistierul deznădăjduit. Suflă vântul prin Banca Angliei. Cum așa? De la cele câteva mii de lire date soldaților? Cu primii doi n-au fost probleme, le-am dat cât au cerut. Al treilea însă ne-a distrus. Cum așa? Din cercetările noastre am constatat că ouăle soldatului Wilson au rămas în Crimeea. Da. Îmi place foarte mult că de multe ori, în fiecare carte ai reușești să treci de la cele mai adânci considerații asupra ființei umane, când vorbești despre poezie, vorbești despre religie, și dintr-o dată vii cu câte o pagină absolut senzațională, de un umor nebun, ca un banc, bine spus, în care, și care pică foarte, foarte bine în toate cărțile. De unde umorul ăsta, care pare uneori așa, umorul geamănului. Și apropo de Teodoros, că mă gândeam că Teodoros, odată că e scris la persoana a doua, numai la, ar putea fi geamănul sau romanul scris de geamăn. Dar despre toate astea mai... Deocamdată să rămânem la umor. Da, anecdota pe care ai citit-o tu, de fapt, este autentică. Ea a fost publicată în The Punch, în faimosul ziar satiric britanic, pe vremea reginei Victoria. Noi credem acum că oamenii trecutului erau cu toții statuari, erau extraordinar de, știu eu, pătrunși de propriile lor misiuni, slujbe și așa mai departe. Nu, erau oameni ca și noi. Erau oameni ca și noi și în cazul lor anecdota prima, ca în cazul junimii. Și junimiștii, de altfel, noi ne închipuim, știu eu, ca un fel de cerc din acesta al statuilor din Cismigiu, dar ei erau oameni foarte tineri când se întruneau la junimea, aveau 22, 23, 24 de ani. Maiorescu era profesor universitar plin la 24 de ani și academician la 29 de ani. Și toți ceilalți erau extraordinar de tineri. În momentul în care discutau cu mare pasiune o chestiune filozofică și ridica mâna dintr-un colțișor Creangă sau Caraiani, spunând, știu o anecdotă nouă, imediat se întrerupea orice discuție filozofică și Creangă fie citea Povestea Poveștilor, fie spunea o anecdotă foarte obscenă și așa mai departe. Deci cultura aceasta a obscenității, între ghilimele, care era sarea și piperul acelor vremuri,
producea și astfel de mostre. Eu am fost întotdeauna frustrat că nu mi s-a scos în evidență umorul. Toți criticii mei s-au centrat pe discutarea onirismului, a metafizicii, a, știu eu, tuturor lucrurilor, aspectelor psihanalitice și așa mai departe, dar eu am vrut cu tot din adinsul să am și umor în toate scrierile mele. Și asta m-a făcut să public și o carte care este numai de umor, Frumoasele străine, care este umoristică de la un capăt la celălalt. Cât o râde lumea citind-o, nu știu. Am doar un exemplu atroce, și anume că cineva mi-a scris, după ce am publicat cartea asta, mi-a scris că a citit-o în pat, așa cum avea doamna respectivă obiceiul să citească, și la un moment dat a râs atât de tare încât a căzut din pat și și-a rupt piciorul. Deci cred că a râs totuși, adică s-a distrat. Așa că am fost pe de-o parte, un ochi a plâns și unul a râs, ca să spun așa. Am fost pe de-o parte trist de ce i s-a întâmplat, dar pe de altă parte m-am gândit, uite, oamenii s-au bucurat de această carte. Deci și eu mă apreciez de multe ori și ca un om cu umor, un om care ia lucrurile lejer, care nu se scufundă în întregime, în tenebre, de cine știe ce fel. Mie îmi place să, cum spun postmodernii, să fac surfing pe toate drumurile posibile. De la cele mai înalte, ale literaturii înalte, să spunem, până la cele foarte, foarte triviale, foarte obișnuite, adică să fac un fel de arc de cerc și în viață și în literatură, între scatologic și eschatologic. Cred că cu asta exprimi umanitatea în general. Da. Nu știu cum am rămas cu bilețelele sau cu microfonul în sală. Mulțumim pentru răspuns. Donez eu un microfon pentru cine vrea să pună întrebări. Mi-ar plăcea Cred că ar fi foarte frumos dacă avem... Rezolv eu. M-aș bucura foarte mult să intrați în dialog cu Mircea. Bună seara. O să vă rog să mă îngăduiți să stau jos, că am foarte multe emoții și n-am nicio cele cuvenite la mine. Așa. Am citit... Numele meu este Nina. Am citit Teodoros. Probabil e cartea pe care am disputat-o cel mai mult în mintea și în inima mea. În sensul că am fost încruntată câteodată când aveam impresia că ușor vă duceți așa spre păcatul manierismului sau că mi se părea mie că se repetă niște chestii. Am fost fascinată de inventivitatea lexicală. Am citit pagini întregi cu voce tare, ca să le aud eu, pentru că mă fermecau. A biruit până la urmă, nu până la urmă, era evident, că a biruit încântarea, plăcerea extraordinară când am citit cartea aceasta. Și m-am gândit în timp ce o citeam, și cred că asta e o întrebare pentru dumneavoastră, deși mai mult reflectă ceea ce am gândit eu. Este cumva Teodoros, căutarea și scrierea lui Teodoros timp de 30 de ani, este o căutare și o găsire a chivotului de aur personal? Da, mulțumesc pentru întrebarea asta. Fără îndoială că Teodoros, cum spunea Flaubert, că doamna Bovary este el însuși. Sigur că Teodoros are ceva din mine însumi, altfel nu aș fi scris, n-aș fi fost atras de povestea lui. Teodoros are ceva, eu aș fi numit în mod ideal cartea aceasta adăugându-i și un subtitlu, cum se făceau înainte titlurile, și anume i-aș fi spus Teodoros sau despre ambiție. Pentru că Teodoros este un ambițios, un ambițios nemărginit, un ambițios care merge o vreme pe mâna dreaptă, adică pe mâna divinității, ca să spunem așa,
dar apoi o cotește pe mâna stângă, când divinitatea nu mai vrea, nu mai poate, se opune planurilor sale și felului în care el mânuiește realitatea, ca să spunem așa. Pentru că el, dintr-un spirit inițial pozitiv, benign, fiind un om deosebit de inteligent, deosebit de atrăgător din toate punctele de vedere, la un moment dat face faimosul pact. Face faimosul pact cu puterile întunecate și devine un tiran crâncen, un tiran crunt. Această ambiție, până la un punct, este o ambiție albă. Este o ambiție benignă, o ambiție folositoare, într-un fel, atâta vreme cât nu devine păcatul trufiei. Când devine păcatul trufiei, care în tradiția creștină este păcatul suprem, atunci el nu mai poate fi salvat de nimeni. Dar până atunci, mie mi-a plăcut această dorință de a-ți îndeplini un vis. Această dorință extraordinară, nestinsă, de a deveni ceea ce voiai să devii, ceea ce, de a-ți umple forma, într-un fel. De a-ți sări peste propria umbră, cum spunea Sadoveanu. Pentru asta mie mi-a plăcut Teodoros, pentru că într-un fel seamănă cu mine, din acest punct de vedere. Eu nu sunt un ambițios în sensul negativ al cuvântului, dar mi-am dorit întotdeauna să scot tot ce este mai bun din mine și să încerc cel puțin cu fiecare carte să arăt altceva din mine, altă fața mea, altfel al meu de a exista și de a scrie. Din acest punct de vedere, Teodoros, într-adevăr, într-un fel seamănă cu mine. Excesele sale care au urmat, firește că l-au îndepărtat de mine și totuși nu l-au făcut condamnabil. Cartea se termină cu judecata de apoi, după cum știți. Ei, la această judecată de apoi, spre surprinderea tuturor, Teodoros nu este judecat. El nu este judecat. Ceea ce judecă Dumnezeul Tatăl, ca să zicem așa, judecătorul suprem, este cartea, nu personajul cărții. Așa încât Dumnezeu Tatăl devine cititorul arhetipal. Ceea ce este pus în discuție este volumul, este romanul, este lumea și nu păcătosul care este în mijlocul acestei cărți. Vreau să vă fac o mărturisire pe care n-am spus-o nimănui până acum și care pe mine m-a emoționat extraordinar de tare ceea ce s-a întâmplat. Și anume, acum vreo lună și jumătate, am primit un telefon de la un om pe care îl admiram firește ca toată lumea, extraordinar de tare și cu care nu avusesem foarte mult de-a face, abia dacă l-am cunoscut, și care a fost Radu Cosașu. Și Radu Cosașu mi-a dat un telefon ca să-mi spună că a citit romanul. A fost un om de 92 de ani. Mi-a citit romanul și i-a plăcut finalul, asta mi-a spus esențial, pentru că este antimaniheist, expresia lui. Ce înseamnă acest lucru? Pentru că nu judecă, pentru că nu condamnă, pentru că nu împarte oamenii în buni și răi, ci pentru că împarte doar cărțile în bune și rele. Împarte doar experiența artistică, experiența estetică în bună și rea. Pentru asta am fost extrem de recunoscător, am închis apoi telefonul aproape plângând și vă dați seama când Cosașu a murit acum foarte puțină vreme, acum o săptămână, vă dați seama că eu am rămas cu această convorbire la telefon cu el care m-a marcat extraordinar de tare, o poveste extraordinar de mișcătoare și de tristă pentru mine. Și mie mi-a plăcut foarte mult finalul. De altfel, acum păstrând proporțiile, citind finalul, aveam impresia că sunt eu acolo, că Dumnezeul acela e cititorul obișnuit care citește cartea, pentru că așa m-am încruntat și eu la câte un cuvânt mai firoscos, cum îi spuneți. Mi-am sprijinit capul în pumn citind câte o istorioară de Liubov. Dar eu mă gândeam, nu vă identificam pe dumneavoastră cu Teodoros, ci Teodoros ca roman cu cartea care cuprinde totul, cartea autorului, așa cum i-a spus dumneavoastră, pe care nu ați avut ambiția să o scrieți,
dar pe care ați scris-o. Pentru mine este cartea care le cuprinde pe toate celelalte. Și un lucru care mi-a plăcut extraordinar de mult e momentul în care vorbiți despre îndoială. Și eu am văzut-o ca pe o îndoială a celui care scrie, a scritorului, atunci când vă referiți la faptul că aproape simțeați mirosul de tămâie care era în preajma chivotului și vă întrebați dacă veți mai putea ajunge la el. Și după aceea îndoiala din momentul în care, îndoiala și sfârșirea după ce a fost găsit chivotul, ce mai rămâne după ce îl găsești? Ce mai rămâne după ceea ce, după momentul în care scrii cartea cărților, cartea autorului? Mulțumesc iarăși. Sfârșitul unei cărți nu e o tragedie, urmează întotdeauna altă carte. Nu se și spunea să nu aștepți femeile și tramvaiele, pentru că întotdeauna vin altele, nu? Cam așa este și cu scrisul. Sigur, ai un moment de gol după ce termini o carte și o vreme, cred că oricine se abține să mai scrie după ce termină o carte, eu cel puțin n-am mai scris, n-am mai pus stiloul pe hârtie de când am terminat Theodoros, dar nu am nicio îndoială că în curând voi fi în altă relație legitimată, care va dura și ea atâta cât trebuie să dureze. Vă mulțumesc mult, dacă sunt și alte întrebări. Bilețelele. Bine, aleg eu la întâmplare. Mulțumesc. Recunosc, n-am citit Theodoros sau nu am apucat să-l citesc. Oricum, am fost convins că este obligatoriu să parcurg această carte, acest roman sau această lume, cum este definită de dumneavoastră. Dar am înțeles că Theodoros a fost numele ales ca urmare a lui Toader Toderier din scrisoarea lui Ghica. Dar Theodoros reprezintă și ceea ce înseamnă numele de Theodoros, darul lui Dumnezeu? Bineînțeles, bineînțeles. De fapt, cele trei părți ale cărții se numesc prima Tudor, a doua Theodoros și a treia Tevodros. Este unul și același nume în trei limbi diferite. Prima e în românește, apoi în grecește, pentru că la un moment dat Theodoros trăiește în arhipelagul grecesc, este pirat acolo și are tot felul de aventuri de toate felurile, de la metafizice până la extrem de fizice și de brutale. Și apoi pleacă în Etiopia, unde la capătul a multe lupte din faimoasa epocă Zemene Mesafint din Etiopia, adică epoca prinților, ajunge să-și îndeplinească visul de a fi împăratul Tevodros. Tevodros este chiar Tudor sau Theodoros în limba etiopiană sau limba ghez, cum se numea în acea vreme. Astăzi se numește amharică, limba amharică etiopiană. Da, m-a atras și acest lucru, că numele înseamnă darul lui Dumnezeu. Un dar paradoxal, un dar care îmbină binele și răul, pentru că de asemenea în Evanghelie se spune Dumnezeu luminează și pe cei buni și pe cei răi deopotrivă. Deci El nu face această distincție pe care o fac oamenii care judecă, care îi judecă pe ceilalți. Și așa mi-a plăcut și mie să termin această carte, fără să-l judec pe personajul meu, din punct de vedere moral, vreau să spun. Ok. Mulțumesc. Am și eu o întrebare la un... Hai să vă pun.
Atât în proza cât și în poezia contemporană am sesizat că limbajul tinde către o simplitate cât mai totală în majoritatea cazurilor. Și am vrut să vă întreb cum vedeți dumneavoastră acest lucru și dacă se poate ajunge într-o așa numită fundătură literară. Eu cred în pluralismul literaturii. Cred că se poate ajunge la literatură pe foarte multe căi. N-am fost niciodată de acord cu cei, de pildă cu poeții care spun asta e poezie, asta nu e poezie. Nu, există nenumărate feluri de poezie. Una este poezia unui virtuos ca Șerban Foarță, de exemplu. Alta era poezia lui Emil Brumaru, care era un etern îndrăgostit de cuvinte. Una este poezia foarte conceptuală a lui Nichita Stănescu, alta este poezia foarte onirică a lui Dimov. Și așa mai departe, fiecare epocă, fiecare zonă literară, culturală, își au poezia, proza, eseul, critica lor. Deci eu cred în acest pluralism. Mi s-ar părea foarte trist și foarte, restrictiv un spațiu literar în care s-ar face un singur fel de literatură, un singur fel de poezie, etc. Eu cred că fiecare generație își are mari săi scriitori, scriitorii mediocri, scriitorii slabi și așa mai departe, așa încât sita asta a timpului, cum se spune, care cerne tot timpul, ajunge în cele din urmă să facă dreptate. Chiar dacă face dreptate după 2 decenii, 3 decenii, cum se zice, vom muri și vom vedea. Vom vedea cum va judeca viitorul operele noastre, așa cum și noi vedem cum au fost judecate cele ale trecutului. O vreme mie mi-a fost cam teamă de premizele speciale pe care le avem în lumea noastră contemporană, și anume de, pe de o parte, scăderea continuă a IQ-ului oamenilor care trăiesc în lume și creșterea continuă a IQ-ului produselor tehnologice, adică al roboților, al celor care au inteligență artificială. Dar acum acest lucru nu mă mai sperie, pe de o parte pentru că eu am scris destul, nu mai am de ce să-mi fie teamă pentru viitor, iar pe de altă parte pentru că, sper eu, omul va găsi întotdeauna o cale. Va găsi întotdeauna o cale, el a supraviețuit milioane de ani sau sute de mii de ani, va mai supraviețui probabil și inteligenței artificiale. Da, întrebarea lui Alex mi-a amintit că voiam de mai mult timp să te întreb ceva. Tu continui să scrii într-o manieră, să spunem, profund estetizată, fără să cedezi unor false ideologii, să spunem, sau îngrădirilor ideologice. E și acesta un pericol. Nu cred că avem exemple de poeți extraordinari sau de prozatori extraordinari care au scris despre ideologii și au rămas ca poeți extraordinari, dar nu știu, mai crezi că putem să punem esteticul până la urmă în fața ideologicului? Așa cum faci tu în Teodoros cu asupra de măsură și extraordinar. Înseamnă că n-am înțeles eu bine întrebarea, pentru că nu am auzit-o prea bine din spatele sălii și până aici. Lucrurile pentru mine sunt foarte, foarte limpezi. A fi scriitor înseamnă să știi să îmbini un substantiv cu un adjectiv. Asta e meseria de scriitor. Nu este nimic altceva. Cine știe să facă acest lucru este scriitor, despre orice ar scrie, nu contează. Poate să fie și ideolog, poate să fie orice, numai să știe să îmbine un subiect și un predicat, un atribut și un complement.
și să facă din asta literatura adevărată, pentru că literatura, până la urmă, este arta cuvintelor. Cuvintele sunt cele esențiale, frazele sunt cele esențiale. Dacă nu știi să scrii o frază care să sune bine, să fie grațioasă, să o ridici așa cu penseta și să vezi că dă din lăbuțe, ca un miriapod, să spunem, nu ești scriitor. Poți să fii un ziarist foarte bun care își expune părerile ideologice, poți să fii un eseist, poți să fii un ideolog și așa mai departe. Dar trebuie să fii în primul rând un scriitor dacă te numești scriitor. Ori un scriitor este un artist al cuvintelor. Poate că se găsesc cazuri de ideologi printre scriitori, chiar mari ideologi. Știu, eu mă gândesc la Orwell, de pildă. Orwell a scris împotriva ideologiilor, dar a fi împotriva ideologiilor este tot o ideologie, nu? Sau alți scriitori care își arătau în romane poziția de stânga sau de dreapta sau de centru, extremiști de centru ca Cosașul de care am pomenit și așa mai departe. Dar dacă scriind nu faci altceva decât să îți arăți partizanatul pentru o ideologie, nu cred că iese bine. Și cei mai mari scriitori au știut să se ferească de acest lucru. De pildă, Eminescu nu și-a folosit ideologia lui care se vedea în articole, nu și-a folosit-o nici în poezie, nici în proză. Poezia și proza lui sunt pure experiențe estetice. Și foarte, foarte mulți alții artiști au făcut acest lucru. Și eu cred că este... Și asta intră în definiția artei. Să știi ce se poate spune într-o carte și ce nu se poate spune într-o carte. Cărțile nu sunt atot cuprinzătoare. Pot intra în cărțile tale și politicul, și ideologicul, și socialul, dar îmbrăcate în vestment estetic. Esteticul, până la urmă, este singura justificare a literaturii, singura justificare adevărată. Nu faci militantism politic într-o carte decât dacă el este înveșmântat estetic, eventual. Dar și așa exemplele sunt foarte puține care să țină ca literatură. Eu nu sunt un foarte înverșunat adversar al ideologilor, dar nu cred că ei pot face, fiind ideologi, nu cred că ei pot face opere de artă viabile, pentru că, așa cum spunea Maiorescu, arta te înalță din lume. Arta este singurul ascensor sau elevator sau cum vreți dumneavoastră, care te ridică din lumea măruntă a grijilor noastre de fiecare zi, din chinurile și frământările noastre, din, știu eu, politic, din sociologic, din toate aceste zone terestre, foarte terestre, și ne ridică spre ceva ideal, spre ceva pe care poate nu-l putem atinge, dar spre care tindem. Nu putem atinge luna cu degetul, dar tindem spre ea, într-un fel. După părerea mea, ăsta este rolul artei, de a ridica omul deasupra lui însuși. Domnule Cărtărescu, v-aș propune pentru câteva secunde să ne îndepărtăm puțin de cărțile dumneavoastră și să luăm în discuție un alt subiect, unul cu relevanță socială. Ați fost totdeauna una dintre vocile bine auzite, un intelectual activist care și-a spus părerea de câte ori se cerea să fie spusă. În acest context, una dintre afirmațiile noastre recente se referă la dispariția, la moartea pasiunii din felul în care se predă literatura în școală, aproape la o crimă culturală. Ca și profesor intervievat în această seară de un alt dascăl bistrițean, v-aș ruga să detaliați puțin această afirmație. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. E o întrebare importantă și la care chiar vreau să răspund. Dumneavoastră, cred că știți, probabil unii dintre dumneavoastră sunteți profesori și predați nu numai literatură, cam toate celelalte materii.
Și ați observat, pe de-o parte, ceea ce știe toată lumea, că școala e conservatoare, școala e foarte conservatoare, foarte rar vezi profesori care predau the state of the art, cum se zice, al materiei lor, adică rar găsim profesori de fizică care știu ce este electrodinamica cuantică și o predau elevilor. Sigur, există și programe, nu orice nouă descoperire științifică intră imediat în programe și în canoane. Iar pe de altă parte, știți probabil că dincolo de acest conservatorism, care să spunem că este oarecum normal în învățământ, noi avem un fel de ultraconservatorism. Un fel de ultraconservatorism care are mai multe rădăcini. Una dintre ele este rădăcina naționalistă, de exemplu. Avem tendința să predăm, e o tendință cu rădăcini în epoca trecută, în vechiul regim, ca să spunem așa, să predăm ceea ce se potrivește unor instincte ale noastre care țin de, știu eu, identitate, de identitatea noastră națională, religioasă și așa mai departe. Ei, nu sunt total împotriva acestor lucruri. Eu cred că există o formă frumoasă de patriotism care se vede peste tot, mai ales acolo unde nu o cauți. Se vede peste tot, nu numai la noi, se vede și în lume. Acum am fost în Statele Unite, cum vă spuneam, și acolo am văzut în fața foarte multor locuințe individuale catargul acela cu steagul american. Un lucru care mi s-a părut ok, mi s-a părut foarte lăudabil. Numai că aici la noi, de multe ori, unele texte ale noastre au un fel de tendințe din acestea ultranaționaliste care sunt repulsive, pentru că ele au fost compromise de regimul Ceaușescu, de perioada comunistă, de regimul trecut și așa mai departe. Și care intră în reflexe de tip autoritarist, reflexe de tip cultură dirijată și așa mai departe. Deci care, într-un fel, limitează libertatea aceasta a circulației și predării culturii în procesul de învățământ. Iar pe de altă parte, acest proces în ceea ce privește literatura, observăm cu toții că s-a oprit undeva acum vreo 100 de ani. S-a oprit undeva acum într-o epocă extrem de îndepărtată de noi. Cei mai importanti scriitori care trăiesc încă astăzi nu există în manuale. Nu există, nu sunt predați de niciun fel, în niciun fel. Apoi există și altă problemă a predării diferențiate, și aș spune eu discriminatorii, a scriitoarelor față de scriitori. Deci avem și această problemă care este reală. După părerea mea este reală, scriitoarele sunt mult mai puțin prezente în manuale și în programele de învățământ decât scriitorii. Și asta arată un fel de tendința lumii noastre românești, nu numai românești, dar vorbesc acum doar de România, de a face discriminări de un fel sau de altul. Deci, părerea mea este că ar trebui să avem un nou moment, așa cum a fost momentul de la 1848 sau alte momente benefice în istoria noastră, în care să revizuim puțin fondul nostru cultural. Să-l revizuim, să vedem ce mai rezistă din fondul trecutului și ce ar trebui adăugat canonului din fondul prezentului. Deci eu cred că ar fi foarte necesară o astfel de, să spunem așa, o comisie, un fel de grup de intelectuali, un fel de convenție care să primească, deși este aproape imposibil așa cum e cultura, așa cum e politica noastră de astăzi, care să primească mână liberă și să transforme, de fapt, predarea literaturii în școli. Pentru că suntem într-o fundătură. Trebuie să recunoaștem acest lucru. În articolul despre care vorbea dumnealui, eu poate am fost cam dur, dar ideea este că e foarte greu să te mai descurci și să le mai predai copiilor texte atât de vechi, atât de îndepărtate de experiența lor cotidiană, și să nu predai scriitorii actuali, scriitorii momentului, indiferent că au 80 de ani sau doar 20, dar care trăiesc astăzi, sunt contemporani cu ei, îi cunosc pe ei,
le cunosc valorile, le cunosc limbajul, le cunosc felul de a fi. Ar fi foarte, foarte important ca și aceștia să fie prezenți în manuale, copiii să-i cunoască. Degeaba spunem noi, facem o campanie pentru citit, pentru lectură, dacă oamenii nu-i cunosc pe scriitori. Și singurul mod eficient de a-i cunoaște pe scriitori e în manualele școlare. Asta e realitatea, să spunem așa. Bun, nici nu mi-am dat seama acum, au trecut 2 ore deja. Să mai luăm o ultimă întrebare, cred că ar fi frumos. Bine, mai luăm o întrebare și după aia... Cine crede că nu va dormi la noapte dacă nu pune întrebarea asta? Sau că nu o să supraviețuiască? Trebuie să-mi faceți doar un semn ca să-mi dau seama că vreți să puneți întrebarea. Bine. N-ați făcut niciun semn, ok. Deci nu mai avem o ultimă întrebare. Bine. Nu, eu acum, inspirat de răspunsul anterior, voiam să pun o întrebare provocatoare, totuși. Ce este actual în romanul despre care am vorbit astăzi, despre care ați vorbit astăzi? Ce este actual în spiritul ideea de a fi predat la școală? Păi nu vorbesc despre mine. În toată povestea asta, poate romanul acesta nu merită să fie predat la școală. Eu vorbesc despre literatura actualității, în general. Am mai fost întrebat de pildă odată despre Orbitor. În Germania eram și am fost găzduit de un pastor atunci. Un pastor metodist. Și un om foarte inteligent, foarte cultivat, am stat de vorbă mult cu el și în cele din urmă mă întreabă, dar cum servește romanul tău, Orbitor, la măreția lui Iisus? Care este legătura? Cum îl celebrezi tu în acest roman pe Iisus? Este o întrebare asemănătoare. Nu toate cărțile trebuie să celebreze toate lucrurile care există în lume. Fiecare carte are specificul ei, are interesul ei, are valoarea ei. Deci eu cred că și Teodoros poate fi privit și ca un roman istoric, dar și ca un roman al actualității. Pentru că, probabil, pentru unii oameni care îl citesc, este un roman lizibil și delectabil, într-un fel. Da. Exact. Dar eu nu m-am referit nicio clipă la mine. Deci nu, să nu credeți că sunt un om frustrat, că nu sunt în manuale sau mai știu eu ce. Ba chiar v-aș spune că mă simt ușurat pentru asta, pentru că în felul acesta ai șansa să te citească elevii pe sub bancă, nu, ca orice fruct oprit. Nu despre asta e vorba, romanul e citit și profesorii îl discută, nu asta e vorba. Era o întrebare oarecum retorică produsă de discuțiile. Mulțumesc. Sigur, și eu vă mulțumesc. Bine, mulțumim mult pentru seara asta, Mircea Cărtărescu. Mulțumesc și eu, mulțumesc mult. Urmează sesiunea de autografe. Cred că puteți cere, dacă vreți, autografe. Da, bănuiesc că... Da, puteți urca pe scenă. Cel mai bine, nu? Să stai la autografe, că e o masă, stai că le iau astea de pe aici. Mulțumim. Dacă era voie să vin aici, da? Păi aici, da.